Imediat cum s-au închis ușile, Raul și Stelian au început să vorbească, dar nu în termeni prietenești, spunea Raul că s-a săturat. S-a săturat să se certe cu el. Eu nu am venit aici să mă cert cu tine, chiar nu mai vreau asta, m-am săturat, spunea Raul. A intervenit și Rareș în discuție, spunea lui Stelian că atunci când l-a chemat Raul la o conversație, el nu s-a dus. Stelian spunea că a ales să, să uh, petreacă timpul uh, cu ușile deschise într-un uh, mod mai benefic decât să stea să se certe cu Raul. Zicea Stelian, știi ce mă deranjează și mai mult decât atât mă disperă? Că atunci când uh, vrei să lămurești lucrurile și să stai de vorbă, dai curs la alte discuții. A continuat... Uh, dialogul între concurenți, dar s-a oprit sunetul. Pare așa că e o dispută între cei doi de ceva timp lungită. Pare că nu există un motiv anume concret, doar că nu sunt pe aceeași lungime de undă și se jignesc.